Procedura de anulare penalităților presupune ștergerea acestora, oricât de mare ar fi, prin plata datoriei de bază, oricât de mic ar fi, și încheierea de angajamente de plată cu apa term. O persoană vineri a plătit o datorie de 17 milioane lei vechi și a beneficiat de ștergerea penalităților de 120 de milioane de lei vechi pe care le avea. Pentru că ăsta este conceptul. Dacă plătești datoria de bază, oricât de mică ar fi ea, ți se șterg penalitățile oricât de mari ar fi suma lor. Oricât de mare ar fi suma lor. Până la finalul lunii iulie. Angajamentul de plată se bucură până în prezent de 3750 de semnatari din peste 400 de asociații de proprietari. 8 puncte în oraș, în general în zonele aglomerate ale cartierelor de blocuri. Pentru că vrem ca oamenii să știe, am văzut că nu putem miza foarte mult pe colaborarea cu președinții asociațiilor și atunci încercăm o comunicare directă cu cetățenii. Efectele se văd. Până acum avem aproape 4.000 de apartamente, probabil că astăzi vom depăși această cifră, ale celor care aveau fie datorii și penalități, fie doar penalități. Valoarea datoriei insumate a celor intrați până acum în program depășește 1 milion de lei, iar penalitățile șterse prin intrarea în program depășesc 8,2 milioane de lei. Chiar intenționăm să ștergem penalități cât mai multe, dar asta firește în schimbul asumării plății datoriei de bază și a intrării în acest program, care ulterior va presupune și plata direct către APA Term a facturilor la încălzire. Primăria încurajează pe cetățenii branșați la sistemul public de termoficare, care sunt în situația de a avea datorii și sau penalități, să se informeze despre program și să intre în procedura de ștergere a penalităților, pentru a evita pe de o parte blocarea finanțării sistemului public de termoficare din Galați și pe de altă parte consecințele financiare soluționării în instanța problemei datoriei la întreținere.